Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techei Ghiolci a primit recunoașterea mult meritată pentru toată munca depusă, pentru rezultatele obținute prin câștigarea Premiului Național Ana Aslan în cadrul unui ceremonial aniversal organizat la Palatul Cotroceni. Acesta reprezintă unul dintre cele mai importante premii naționale și poartă numele fondatoarei gerontologiei medicale românești, de la cărei naștere s-au împlinit recent 120 de ani. Premiul marchează și un alt moment important, anume împlinirea a 65 de ani de la înființarea Institutului de Gerontologie și Geriatrie din România. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techei Ghiolci este considerat liber între stațiunile balneare românești, ocupând primul loc în clasamentul oficial realizat de Asociația Română de Balneologie. Sanatoriul Balnear și de Recuperare Techei Ghiolci a înregistrat o creștere importantă a numărului de pacienți și implicit a încasărilor, dar și reducerea cheltuielilor. Pacienții beneficiază nu numai de tratamentele naturiste cu apă și nămol din lac, dar și de o aparatură medicală de ultimă generație ce se adresează unui spectru larg de afecțiuni. În perioada următoare, în secția de recuperare neuropsihomotorie copii, se vor investi 7 milioane de euro.